în Arctica, într-o locație pe care eu unul nu o cunosc, sunt depozitate, inclusiv de către români, zeci de mii de specii de semințe, de plante, pentru eventualitatea în care România, nu România, planeta, intră într-o situație de apocalipsă. Și ar fi acolo undeva, în Antarctica, un fel de arcă a lui Noe, de unde viața ar putea să reînceapă în urma unui cataclism. Cred că oamenii se gândesc la un cataclism nuclear sau de altă natură. Dar am o propunere, am o rugăminte să ne dea și nouă share location.